Laura Fronoiu, mulțumim. Vorbim în continuare despre mai multe subiecte, dar în primul rând un mit apărut în lumea rețelelor virtuale care a încins spiritele internauților. Vorbim despre răspunsul la întrebarea ce se întâmplă cu datele stocate pe un cont virtual al unei persoane atât în timpul vieții cât și după deces. Ei bine, reprezentanții Facebook și Google Plus susțin că nu se pot folosi de aceste date fără acordul persoanei în cauză sau al rudelor. Unii sceptici spun însă că rețelele sociale ar face, de exemplu, clone ale persoanelor decedate. Astăzi, la rubrica Sfatul Specialistului, Cristi Dorombach, project manager Realitatea.net, ne va oferi mai multe detalii și lămuriri legate de acest subiect, dar ne povestește mai multe și despre noul iPad 3, am înțeles, și multe alte subiecte interesante. Cristi, bună dimineața! Bună dimineața, Vali, bună dimineața, Eli! Hai să le luăm pe rând, Cristi. Ce se întâmplă așadar cu datele stocate pe un cont virtual al unei persoane atât în timpul vieții, dar mai ales după decesul acesteia? Depinde de la rețea socială la rețea socială. Pentru anumite rețele sociale, datele aparțin utilizatorului. Adică tu ești proprietarul pozelor, poți să faci tot ce vrei cu ele, să le ștergi, să le urci, să le distribui mai departe și așa mai departe. În schimb, după moarte, tot ce ai urcat tu de-a lungul vieții pe rețeaua socială rămâne în proprietatea rețelei sociale. Spre exemplu, Facebook îți păstrează contul în continuare neatins, nu va divulga nimănui userul și parola ta, iar doar la cererea proprietarului unei rude sau a unui prieten poate să-ți dezactiveze contul sau să-l treacă în starea de cont de tip omagiu. Dacă nu va veni însă o astfel de solicitare din partea rudelor după decesul proprietarului acelui cont, practic Facebook va menține la nesfârșit acel cont contul intact? Va rămâne la nesfârșit așa cum a rămas până acum, cu acelea setări de securitate. În schimb, dacă cineva raportează un cont ca fiind al unei persoane care a decedat, nimeni nu va mai putea scrie pe wall-ul lui, nimeni nu va mai putea adăuga poze despre persoana respectivă, pur și simplu îngheață contul exact în starea în care a fost până atunci. Cristi, bineînțeles, nici nimeni nu va mai putea updata acel cont. Tu ne sfătuiești să citim mai bine, pentru că foarte multă lume dă pur și simplu accept, nimeni nu citește termenele și condițiile acelea de la început când își creează un cont. Ar trebui să ne uităm mai bine pe ele, nu? Da, termenii și condițiile pentru orice site sunt foarte bine explicați, pentru că vorbim aici de legislația americană care cere să fie foarte explicită. Iar acolo este explicat în amănunt ce se întâmplă în orice moment, când dorim, când, după ce murim sau ce vrem să facem cu contul nostru. Pe de altă parte, pentru Google, după moarte, există posibilitatea să primiți acces la e-mail sau la profilul utilizatorului respectiv, însă numai în urma unei hotărâri judecătorești. În schimb, și chiar după această hotărâre judecătorească, Google poate să nu acorde dreptul de acces în contul respectiv. Să trecem, Cristi, da. Iartă-mă, aș vrea totuși să trecem și la alte subiecte, mai puțin morbide, să le spunem. Ne-ai promis ceva legat de iPad 3, ai tu mai multe informații, oricum toată lumea vrea să-l vadă, să-l cumpere în România. Da, încă nu a fost lansat în România, va fi lansat în zilele următoare, însă a fost lansat în 12 țări din lumea întreagă și și-a depășit toate așteptările și toate recordurile de vânzări. Oamenii erau sceptici pentru că iPad 3 nu va avea, noul iPad, pentru că nu are o denumire specifică, nu va avea vânzări extraordinare. În schimb, au fost anunțate doar 1 milion de vânzări, iar în prima zi de distribuție a noului iPad s-au înregistrat 3 milioane de cereri pentru acest produs. Și ca un lucru amuzant, cei de la Gizmodo au oferit un iPad 2 oamenilor să-și dea cu părerea despre el, să spună ce crede despre iPad 2, anunțându-l ca fiind noul iPad 3, iar lumea s-a lăsat păcălită și toată lumea a spus: vai, cât de frumos este, cât de deosebit, cât de bun este. Cristi, ca o ultimă parte a rubricii noastre, ai spus că ne faci o demonstrație de ceva legat de tagging, de virtual tagging, sau cum îi spui tu? Tag jacking. Tag jacking, iartă-mă, da. Este o problemă apărută pe Facebook, nu foarte recentă, ea există de mult. Uite, aici este chiar o poză din profilul tău, Vali, pe care am găsit-o, în care mulțumesc, tu ți-ai tăguit. Eu sunt fan pinguinii, multă lume știe de pe Facebook, da, în fine. În care tu ți-ai tăguit toți prietenii tăi, dar avem de asemenea și aplicațiile de tip calendar care stăguiesc automat prietenii tăi.
care sunt aplicații de tip tag jacking, aplicații care reușesc să îți afle numele, pozele, în ce rețele ești tu băgat, ID-ul, lista prietenilor și toate informațiile pe care le-ai făcut publice. Și aceste aplicații apoi trimit către prietenii tăi poze ireale. Spre exemplu, câți prieteni am avut ieri, 84 de vizualizări la profil, care nu există. Și dacă vrei să vedem cum funcționează o astfel de aplicație, ea ne invită pe o pagină să apăsăm butonul like. Apăsăm butonul like, pagina respectivă ne va arăta o poză random în care vom afla că ieri am avut 81 de vizualizări la profil, lucru care într-adevăr este, nu este adevărat. Iar aceste aplicații sunt făcute doar pentru a afla datele noastre personale, pentru a ne trimite spam și, sau pentru a ne trimite link-uri dubioase. Cristi Dorenbach, mulțumim. Ce să spun, eu sunt mai safe neavând această pagină încă de socializare și nu am cont nici pe Google Plus și nici pe Facebook. Mulțumim foarte mult, Cristi, ne vedem marți viitoare. Da. Continuăm, doamnelor și domnilor. 11 oameni au fost răniți.